noche. Bună, am așteptat să vedem dacă intră cineva online, văd că acum suntem trei persoane. Slavă Domnului, începem cu rugăciune. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Împăratul Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului care pretinde-ne și pe toate le primește. Vistierul Mărătăților Tău de viață, vină și te sălășluiește pe noi și ne curățește pe de toate întâlnăciunea și mântuiește bunul în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu rugăciune și în vecii vecilor, amin. Pentru vecine prea curată, Maicii tale și a tuturor Sfinților, de Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Mulțumesc, fraților, pentru timp și atenția dumneavoastră. Una dintre tainele cele mai importante din viața noastră este taina Sfintei Spovedanii. Și ea mai este numită în cadrul Sfintei Biserici, este numită și al doilea botez, sau taina pocăinței, a mărturisirii, sau este și împăcarea cu Dumnezeu. De aceea, în următoarele 45 de minute, cu mila și cu ajutorul Dumnezeu, voi încerca să vorbim un pic despre înțelesul și practica tainei spovedaniei în biserica noastră. Taina spovedaniei este a patra taină pe care o studiem. Prima este cea a Sfântului Botez, în care ni s-a iertat toate păcatele. Cea de-a doua taină este taina miruungerii, prin care am primit puterea de sus. Cea de-a treia taină este taina Sfintei Împărtășanii, prin care ne-am unit ontologic cu Hristos, existențial, am devenit noi, mici Hristoși, am primit trupul Lui, am primit sângele Lui. Și acum a patra taină este taina prin care, dacă vreți, resetăm la zero starea noastră înaintea Lui Hristos. Este un mare dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Puterea noi să ne iertăm păcatele unii altora. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi aceste cuvinte. Zice, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Mare lucru acesta. El a instituit-o apoi, după Sfânta Sa Înviere din mort, zicând, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi, și aceasta zicând, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta, cei cărora veți ține ținute vor fi. Vedeți, avem de la Dumnezeu puterea să iertăm și avem de la Dumnezeu puterea să nu iertăm păcatele. Sfântul Apostol Iacob ne îndeamnă zicând, mărturisiți-vă unul altuia păcatele, și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăritoare a dreptului. În Iacob, capitolul 5, versetul 16, îmi place foarte mult cuvântul vindecați. Starea spirituală a credinciosului aflat în Sfânta Biserică nu este o stare de tine, este o stare de când transformăm, ne transformăm, devenim mai sfinți, devenim mai curați, devenim în sfârșit ceea ce am fost creați să devenim. Noi nu ne aflăm într-o stare de perfecțiune, așa cum Dumnezeu vrea să ne creeze. Această perfecțiune este o creștere treptată pe care avem în timp.
Nu există un duhovnic perfect, așa cum nu există niciun credincios perfect. De multe ori când începem această viață spirituală și în mod serios ne apropiem de Dumnezeu cu gândul ce duhovnic să ne aleg. Și răspunsul pe care l-am întâlnit Sfinții Părinți este că Dumnezeu îl va lumina pe duhovnic în ceasul mărturiei tale și îi va da cuvânt pentru a ta mântuire. Și acesta este un cuvânt foarte profund, care arată de fapt că duhovnicul este bun în măsura în care tu ești credincios și vii cu inima plină de dragoste. Cu alte cuvinte, validitatea spovedaniei nu ține de preot, ci de credincios. Bineînțeles, avem și noi datoria să ne uităm ca preotul la care ne spovedim să fie de dreaptă credință, să aibă binecuvântare, să aibă darul și binecuvântarea de a spovedi, pentru că nu toți preoții au carisma duhovniciei, care nu se dă la hirotonie, ci se dă mai târziu. Sunt unii preoți care la începutul preoției nu primesc la început, imediat ei într-o practică preoțească. De aceea se întâmplă când sunt preoți tineri care refuză să spovedească pentru că n-au primit binecuvântare să spovedească, adică sunt într-o practică pregătitoare. Dar în tradiția noastră românească, adică eu am fost hirotonit, așa era în România în vremea respectivă, hirotonia nu se făcea cu o practică prea îndelungată și uneori erai trimis direct în parohie. Eu am fost cu binecuvântare, că am fost hirotonit vineri diacon, duminică am fost hirotonit preot și marți mi s-a dat duhovnicia. Dar lucrurile depind de la episcopie la episcopie. După aceea am intrat într-o practică de 6 luni de zile cu protopopul, așa că fiecare avem experiența noastră. Însă nu există o regulă foarte strictă. Ceea ce vreau să spun este că în momentul în care duhovnicul a primit binecuvântare și harisma duhovniciei, cu toții putem să spovedim. Și cu toți, fiecare duhovnic, nu contează cât este de începător, primește la Dumnezeu un cuvânt când iese la spovedanie. Și acel cuvânt este cuvântul care trebuie luat în considerare ca înainte de Dumnezeu, ca de la sfârșitul lui Dumnezeu. De aceea, când vorbim despre taina spovedaniei, există o tendință de a trata lucrurile într-un mod clinic, de a ne concentra asupra păcatelor, de a ne concentra asupra răului pe care l-am făcut. Adică am mințit, am furat, am înjurat, am îndelfit, am avut gânduri necurate, am avut ceea ce este bine, dar trebuie să pornească spovedania de la împăcarea cu Dumnezeu, cum am și zis că este o împăcare cu Dumnezeu. Și dacă noi nu vedem acest proces al spovedaniei, faptul că acțiunile noastre, gândurile noastre, cuvintele noastre ne-au îndepărtat de Dumnezeu, dacă nu vedem această despărțire între noi și Dumnezeu, dacă nu înțelegem, măcar e cât de cât teoretic, dacă nu înțelegem cu inima mai mult, că l-am supărat pe Dumnezeu, l-am amăgit pe Dumnezeu, că ne-am depărtat de Dumnezeu, că ne-am încălcat cuvântul, făgăduințele pe care am făcut, avem cu inimii. Spovedania tinde să aibă un caracter clinic, în care Dumnezeu nu are nevoie, în care noi ne amăgim pe noi crezând că avem oarecare progres duhovnicesc, când de fapt transformăm spovedania într-o mașină de spălat, ceea ce nu e adevărat, pentru că viața duhovnicească, la fel ca viața de familie, și aici e marea taină care Dumnezeu ne-a dat oamenilor, este taina cununiei în care bărbatul și femeia înțeleg comuniunea în nivelul cel mai intim în care au datoria și unul și altul să trăiască într-o conviețuire, mărturisindu-se și depinzând unul de celălalt. Și în această conviețuire conjugală, dacă o înțelegem de plin, putem să înțelegem cât de cât mai de plin când începem conviețuirea cu Dumnezeu. Și dacă inima ne doare că poate ne-am mințit soția, să ne-am mințit soțul, sau poate că nu ne-am ținut de făgăduința făcută și durerea care apare
nu apar din faptul că vai ce o să-mi facă nevastă sau vai ce o să-mi facă soțul sau ce o să-mi facă mama sau tata că i-am supărat sau că i-am... Nu-i vorba de vina, de frica de pedeapsă, ci durerea pe care i-am cauzat-o celui drag că m-am lepădat de făgăduința făcută lui. Și aceasta este, de fapt, gândul pe care, cu care ar trebui să ne apropiem de spovedanie. Și ne apropiem cu gândul că din neștiință, din uitare sau din nepăsare, am făcut păcate. Și astea sunt trei motivații cu care mergem tot timpul înaintea noastră. N-am știut, am uitat sau pur și simplu nu m-a interesat. Și trebuie să avem foarte mare grijă să avem un ritm de viață de duhovnicesc. Un ritm de viață duhovnicesc în care, în primul rând, trebuie să stăm tot timpul înainte de Dumnezeu și toate acțiunile noastre trebuie să fie corelate la ce ar plăcea lui Dumnezeu, cum i-ar plăcea Dumnezeu să ne vadă, că trăim, că simțim, că ne conectăm în situație. Cum arată omul dinăuntru, al inimii, câtă dragoste, câtă pace, câtă smerenie are și cum arată omul din afară. Și omul dinăuntru, cu ăla se începe, nu cu cel din afară. De aceea, iubiți credincioși, vorbim despre spovedania care trebuie să înceapă cu această durere de-a inimii. Mai mult decât să înceapă cu un rit sau cu... A venit întâi, au trecut 40 de zile, mă duc să mă spovedesc, să mă împărtășesc sau mă trimite mama sau tata sau alte situații de genul acesta. Spovedania trebuie făcută în fața duhovnicului. Trebuie făcută cu viu grav. Spovedania nu poate fi făcută prin internet, prin scrisori, prin text message. Spovedania înseamnă că tu vii pe picioarele tale, te prezinți, trebuie și o acțiune a prezenței tale înaintea lui Dumnezeu, în care tu vii înaintea lui Dumnezeu, în casă, în Dumnezeu, în biserică. Bineînțeles, spovedania se poate face și acasă și oriunde, dar se consideră că tu trebuie să vii la Dumnezeu sau la reprezentantul lui Dumnezeu, care este preotul, și să te spovedești. Tu vii să te împaci cu Dumnezeu. Și asta este calea prin care noi încercăm să ne apropiem de Hristos. Dacă o credinciosul nu poate sau ne aflăm într-o altă circunstanță în care, să zicem, ne-am întâlnit cu duhovnicul la o mănăstire sau undeva în altă parte, bineînțeles, ne putem spovedi și acolo. Apoi, se vorbește despre un canon. Canonul pe care duhovnicul îl dă la spovedanie. Este o măsură prin care duhovnicul încearcă să ne dea un sfat sau anumite rânduieli de viață prin care să ne despărțim de păcat și prin care să începem să facem fapte. Apoi, a patra parte a spovedaniei este dezlegarea păcatului, în care preotul pune mâna pe cap și se răstește o rugăciune de dezlegare, care, într-un cuvânt, se rezumă la Dumnezeu să te ierte și prin aceasta păcatele sunt iertate. Condițiile spovedanii. De multe ori, acum încercăm să abordăm spovedanii așa un aspect foarte practic, dar apoi vom discuta un pic mai mult despre alte aspectele spovedanii. Cum am zis, spovedanie trebuie să se facă înainte duhovnicului. Preotul este un simplu martor. Preotul nu are obligația să pună întrebări. Preotul nu are obligația să investigheze. Bineînțeles că poate să ne ajute, însă nu e în datoria preotului sau în obligația preotului să începe să pună întrebări referitor la păcatele pe care le-a făcut, dacă miții, dacă e furat, dacă e îngurat, dacă asta e datoria noastră. De aceea, pregătirea noastră în spovedanie este foarte importantă. Trebuie să luăm îndreptare de spovedanie, să ne așezăm liniștiți cu 2-3 zile înainte, să ne facem o listă a păcatelor care ne-am făcut sau un lucru chiar mai bun în ceea ce privește spovedania. Pe mine nu mă deranjează dacă cineva vrea să lipsească după celular, pentru că îmi dau seama că celularul avem tot timpul, hârtie și creion e mai greu în ziua de astăzi, le avem tot timpul cu noi. În plus, în celular poți spui un password și nimeni nu intră să vadă, poți să ascunzi în loc un password, un document în care scrii spovedania. Și în cele din urmă, când scrii spovedania, nu trebuie să scrii toate
cu toate evenimentele și trebuie să precizezi anumite criterii, mai ales în această spovedanie, în care tu te face să-ți amintești ca un fel de un cod al păcatelor pe care le-ai făcut și de câte ori se întâmplă și cât de mult ai participat în păcatele respective. Deci o listă a păcatelor care trebuie să le facem în mintea noastră, dar mai bine să fie scrise ca să ne evităm. Preotul este un martor. Preotul binecuvintează pe credincios înainte de spovedanie și Dumnezeu să te binecuvinteze, să mărturisești și ascultă. Și după ce spovedanie este gata, preotul are datoria să dea un canon, să îndemne la împărtășanie sau să îndemne o pregătire înainte de împărtășanie. Preotul poate să zică, da, sigur, te vei împărtăși după ce te pregătești. Sau te vei împărtăși după ce te oprești din fumat. Sau după ce te oprești din următoarele păcate pe care le faci. Însă, eu, ca și duhovnic, încerc să împărtășesc pe toți. Și apropierea pe care o aveau au toți duhovnici este că toți vrem să împărtășim pe toți. Însă când vezi că cineva stă în păcat și poate nu înțelege păcatul și poate stăruie în păcat, atunci ai datoria să-l oprești, ca nu cumva împărtășindu-se cu nevrednicie să fie spre o sânda lui și spre o sânda mea, ca preot și duhovnic. Provedania trebuie să fie completă. E foarte important să mărturisim cu adevărat cum și de ce s-a întâmplat acel păcat. Trebuie să făcut de bună voie. Dacă credinciosul nu se poate spovedi, nu vrea să spovedească, zice, restul nu mai spun, nu mai vreau să spun. Bine, vin atunci când ești pregătit să spui tot ce ai de spus. Și cu asta nu-l dezleagă. Preotul, când vede că sunt păcate nemărturisite, să nu mai peste complet, nu are obligația să dezleagă. Apoi, spovedania trebuie făcută cu umilință. Să încercăm să nu venim la spovedanie încercând să zicem n-am păcat, sau că l-am făcut pe toate, sau că știe Dumnezeu păcatele mele, de ce să le mai spun. Nu e suficient. Mă duc la soție, sau la tata, sau la mama și zic, ei, am mințit, ei și ce dacă am mințit. Asta e, toată lumea minte. Îmi pare rău, să mă ierți. Asta nu e atitudine. Cu atitudine asta nu primești dreptul. Dimpotrivă, arată faptul că nu numai că te-ai depărtat, dar nici măcar nu-ți pasă. Și nici măcar nu te interesează că tu ești depărtat, n-ai nevoie de dragostea și înțelegerea celor din jur, ba mai mult, le respingi atenția și dragostea pe care ei vor să o dați. Apoi, spovedania trebuie să fie prihăritoare. Când vii la spovedanie, nu dai vina pe mine. Și la spovedanie nu zici că din vina diavolului, sau din vina soțului, sau din vina soției. Și noi avem un cuvânt, că libertatea ne rămâne. Dacă n-am avea libertate, spovedanie nu are niciun sens. Înseamnă că n-am avea niciun drept de a alege să facem sau să nu facem. Nici diavolul nu are nicio putere să ne forțeze să facem păcate. Tot ce face este că vine și ne poftește, ne îndeamnă să facem. Când vine la spovedanie, spune Sfântul Ioan Scăraru, zice așa, să ne spovedim, să zicem, a mea este buba, a mea este rana, din a mea de nevire s-a făcut. Eu sunt de vină. Apoi, un alt punct, punctul 6. Spovedania trebuie să fie dreaptă. Adică să spui adevărul, cum ai făcut, și fără rușine. Este rușinea care aduce păcat și este rușinea care aduce slavă și har. În momentul în care te niciorești pe tine înaintea preotului, înaintea lui Dumnezeu, și spui, da, eu sunt vinovat pentru mâncare păcate, mi-e rușine că le-am făcut, să-mi dea Dumnezeu putere să nu le mai fac, nu mi se cuvine mie ca preot să fac așa păcate, îmi pare foarte rău, cer iertare la Dumnezeu și la ține pentru duhovnic, să-mi dea putere Dumnezeu să nu mai fac, să-mi dea înțelepciune, să mă ferească, să mă pot feri de păcatele acestea sau de circunstanțele în care cade mâncare păcate. Rușinea pe care o avem în timpul spovedaniei pentru păcatele care le facem cu repetiție, ne ferește de rușinea care vom avea la un punct de creștere. Și pe măsură ce îl cunoaștem mai mult pe duhovnic, înțelegem că duhovnicul
nu numai că nu se miră, sau nu numai că nu, din potrivă, ne încurajează și se bucură de ce le-am făcut. Și ai făcut rele, Dumnezeu să le iei. Dumnezeu le iei, dar e foarte important să luptăm, să luăm măsuri, să nu le mai facem, să ne pară rău. Dacă am supărat pe cineva, dacă am trecut cu vederea, imediat să ne cerem iertare. Imediat să ne ridicăm, din păcate, pe acesta. Și povedeam trebuie să fie hotărătoare. Adică să luăm o hotărâre. Și chiar dacă nu avem o hotărâre nouă de luat, măcar să o întărim pe cea veche. Știu că am zis tot timpul că voi face rugăciune dimineață, rugăciune seară, un acatist de întâlnire, saltirea, că voi fi la biserică în fiecare duminică, că voi citi un capitol din Noul Testament în fiecare zi, că voi încerca mereu să citesc, dar știu că câteodată nu reușesc și îmi pare foarte rău și vreau să mențin această rânduială. Nu voi face în post următoare lucruri, nu voi merge la petrecere, nu voi bea, nu voi mânca carne, lapte, brânză, ouă. Trebuie să mă țin de rânduială și de poruncile bisericii. Deci e foarte important să avem acest hotărâre. Sfântul Vasile cel Mare zice, nu se folosește de mărturisire, nici se mărturisește cel ce zice la spovedanie numai că a greșit, însă rămâne iarăși în păcat și nu-l urăște. Vedeți? Urârea păcatului. Toată pocăința ta într-o aceasta constă, adică să te hotărăști să-ți schimbi viața. De fapt, asta e viața creștină. Să ne hotărâm să ne schimbăm viața. Dacă nu luptăm către această hotărâre, nu avem nicio schimbare. M-a întrebat cineva dacă suntem online. Și vreau să-i răspund. Sper că găsește link-ul. Bun. Toată viața noastră trebuie să fim, vedeți, avem în ori, viața noastră educațională este împărțită în multe segmente. Școala, ca să fie organizată. Și nevoie de aceste segmente. Dar se creează o falsă impresie că atunci când am terminat facultatea de teologie, știm tot. Îmi se pare o falsă impresie că atunci când terminam medicina, știm tot. Vine practica. Și în practică încep să simți greutatea fiecărui lucru. Mai ales cu oameni. Fiecare om are taina lui, fiecare om are minunea pe care el există. Fiecare om se întâmplă în viața lui niște lucruri extraordinare. Zi de zi, ceas de ceas, de multe ori suntem inconștienți de prezența pe care Dumnezeu și-o manifestă în viața noastră. Cât de mult ne ferește Dumnezeu și ne călăuzește prin Îngerul Lui, prin Sfinții Lui, ca să ne dea lumină, să ne dea putere, să ne ferească de greșeală. De aceea, noi trebuie să avem această perspectivă, și asta e credința care eu am, o perspectivă a veșniciei, în care vom crește din, cum spune Sfântul Scripturii, din înțelegere în înțelegere, din lumină în lumină. Și vedem viața care începe, chiar în viața conjugală, dacă întrebi un cuplu îndrăgostit care se căsătorește de o lună să dea o definiție a căsniciei, o vor da într-o anumită lumină, într-o anumită tonă, într-o anumită energie. Dacă întrebi, și am întrebat de multe ori cupluri care au 40, 50, 60 de ani de căsnicie și am întrebat care ar fi definiția căsniciei. Și foarte mulți aduc cuvântul prietenie, încredere, respect, dăruire. Foarte interesant. Și dragoste, bineînțeles. Și dragoste. Dar folosesc acest termen ai conviețuirii. Care sunt foarte frumos. Dar și noi cu Dumnezeu există o altă înțelegere pe măsură ce creștem și trebuie să avem această deschidere că Dumnezeu tot timpul ne va ridica și ne va învăța și ne va deschide înțelesul nou. De aceea smerenia ne ajută să fim mai atenți la cele din afară, să ascultăm mai mult și să fim atenți la cuvântul care Dumnezeu ne dă prin oameni în jurul nostru, prin cărțile care se întâmplă, că Dumnezeu tot timpul lucrează, Dumnezeu tot timpul acel sfătuitor de lângă noi, din inima noastră, nu de lângă noi, din inima noastră, în adâncimea noastră, în care ne mărturisește ce e de făcut. De fapt, chiar când suntem pe drum câteodată și ne gândim oare să merg, oare să fac, oare să nu fac, această întrebare, dacă punem o virgulă și după aceea zicem, Doamne, oare să merg la acest eveniment, sau la această întâlnire, sau la această
să mă duc sau să nu mă duc, să fac sau să nu fac, să vizionez acest program la televizor sau să nu vizionez. Imediat când ești răspuns în inimă și simți așa o strângere a inimii cu dată în care zice, a, nu mă duc, sau du-te, sau sună, de ce n-ai sunat, sau încearcă, ce n-ai făcut. Chiar cele mai banale dialoguri, dacă le avem cu Dumnezeu, Dumnezeu ne stătuiește, pentru că El este mereu cu noi. Însă e foarte important să nu avem această falsă credință că nu există o dezvoltare spirituală. Când noi suntem așa cum suntem, ne culcăm pe ureche cujitările care avem în jurul nostru, mergem la serviciu, ne facem datoria, aici este momentul căderii. În momentul în care te concentrezi asupra unor bucurii trecătoare, fie pe mâncare, fie pe haine, fie pe mașini, fie pe lucrurile astea. Momentul de noi importanță, mai mare decât merită, ne pierdem sensul. De aceea, când venim la spovedanie, trebuie să venim cu open mind, cum zic americanii, cu gândul că Dumnezeu ne va da ce vrea să ne dea, când vrea să ne dea, cum vrea să ne dea, după cum o vrea El. Și dacă venim cu această deschidere, duhovnicul însuși vede și îndrăznește să ne spună cu toată inima ce are de spus. Bineînțeles că duhovnicul, iluminarea Dumnezeu, să dea fiecare de păcătele lui. Și asta este obligat să spune ca duhovnic, dacă vezi că omul este, cum zice Sfântul Marcu Ascetic, zice, câtă deosebire este între aramă, catărie, fierul, față de vreascuri, tot așa este deosebire între un trup și altul. De aceea oamenii care sunt încercați de anumite păcate ale trupului, sunt obligați să înceapă să păstrească. Bucurile trupești, cum am zice noi. Nu se usucă bucurile trupești și bucuria și dulceața trupească decât numai pe post. De aceea e foarte important să ținem post. Postul este cel care ne ajută să scăpăm de intensitatea poftelor trupești, de tot felul. Ascultarea prin post. Suntem acum în postul Sfinților Apostolilor Petru și Pavel. Este foarte important să înțelegem că postul este nimic mai mult decât un mare, mare sprijin în a scăpa de patim, de păcat. Chiar bine a fost la noi în Livermore, există Farmers Market. Și vinde mâncăruri, vinde la o lume nu postește, cum postim noi. Și miroase tare bine, dar trebuie să avem această hotărâre bună. Miroase pizza, miroase toate bunătățile, știți cu toți când mergi la piață. Și îți cumperi fructe. Și mulțumim Lui Dumnezeu, dar trebuie să rămâi cu această hotărâre. Și mă întreba Alexandra, ție nu ți-e foame, ție nu ți-e poftă? Cum să nu fie foame? Ea zice, ție nu ți-e foame. Cum să nu fie foame? Mie îmi place să mănânc. Cui mi-e place să mănânce? A mânca e ceva natural, dar hotărârea de a rămâne în ascultare de Dumnezeu trebuie să fie mai mare. Eu cu asta încerc să fac ascultare de Dumnezeu. Ne uităm de post. Și asta ne ajută să facem ascultări și în lucrurile mele. Că dacă în cele mici nu facem ascultare, nici în cele mari nu facem ascultare. Așadar, ascultarea are în ea o doză foarte mare de smerenie. Ascultarea demonstrează că noi nu suntem, dacă vreți, cei ce ne de sine stătător. Noi nu suntem stăpânii noștri, noi nu suntem Dumnezeu noștri, ci noi L-am acceptat pe Dumnezeu ca învățător și călăuzitor al nostru și ca mântuitor al nostru. Și cel Dumnezeu să vină să ne ridice, să le lumineze, să ne mântuiască și să ne spună ce avem de făcut. Pentru unii oameni această idee de nedependență, să zicem, în viață, în care ne dăm până lui Hristos și stăm lui Hristos, pentru unii oameni intelectual, cât e mai greu de concept. De dacă te uiți la cine a biuit moartea, așa că vorbesc de lucrurile, este unul singur, care a înviat din morți prin propriile sale putere, ci nu spre o viață muritoare, ci spre o viață nemuritoare, cu un trup nestricăt. Singurul care a venit de dincolo și care ne-a învățat cum să facem este Hristos însuși. Iubiți credincioși,
Smerenia este cea mai bună și cea mai mare virtute care ne ajută să depășim toate ispitele. Fără smerenie nu o să reușim niciodată. De aceea, ascultarea cu smerenia, cu asta să începe. Ce a zis Marca Domnului când a venit la Arhanghelul Mihail? Arhanghelul Gabriel a zis, fie mie după cuvântul tău. Adică, ce-o vrea Dumnezeu? Un lucru care iarăși e foarte important în viața duhovnicească. Nu trebuie să sărim în treptul foarte mare. Să nu încercăm să luăm treptul foarte mare. Dacă am făcut un păcat, trebuie treptat să ne ridicăm. De exemplu, a post. N-am postit niciodată nimic și acum de acum încep să țin toate posturile. S-ar putea să fie prea mult, s-ar putea să fie prea greu. S-ar putea să fie atât de obositor, psihic, încât la un moment dat să renunți, să zici, eu nu pot! De aceea, eu, personal, la spovedanul cu bine cineva ce n-am postit niciodată, începe în miercurile și vineri, asta e binecuvântarea mea, și pe măsură ce începe să se obișnuiască cu mâncarea și cu lucrurile astea, că e mai ușor să-și creeze o disciplină internă a hotărârilor. Să nu fim tot ce vedem înainte trebuie să punem mâna. Tot ce vedem înainte trebuie să punem în gură. Trebuie să avem o disciplină azi, nu? Pentru că azi Hristos a fost răstignit pe cruce. E bine. Chiar dacă noi suntem în posturi mari, este o zi de vineri și astăzi nu. Voi mânca o mâncare de dulce. De aceea, asta este cea mai bună strategie, spun Sfinții Părinți, Sfântul Teodosie, zice, de lucrezi puțin câte puțin, se îmbogățește cineva la cele trupești și la cele duhovnicești. Câte un pic în fiecare zi. Nu trebuie să fie prea. Nu sunt de acord cu sau autoritate. Uneori chiar sunt ispite de la demon să facem, să dregem și are așa un entuziasm. Regele de Romă se termină cu un abandon. Sfântul Apostol Pavel zice să se cerceteze omul pe sine însuși și așa să mânce din pâine și să bea din pahar. Adică să ne spovedim. Fără spovedanie să nu cumva să ne apropiem din păcășanie. Și știm că la noi în Biserică Ortodoxă există această tradiție ca înaintea fiecărei în părtășanii să avem spovedanie. Există în America, cum am zis, prima trecută, sunt anumite parohii în care duhovnicii, sunt anumite tradiții, consideră că dacă sunt anumiți oameni credincioși care nu au făcut anumite păcate prea mari, le cunoaște viața, le dă binecuvântare să spovedească două, trei duminici la rând. Eu personal, când am venit în America, am fost și eu un pic cam confuz, pentru că România, tradiția generală pe care eu o cunosc acolo este ca împărtășania să fie întotdeauna precedată de Sfânta Spovedanie. Și venind aici, văzând această practică, m-am simțit un pic confuz și chiar în episcopia noastră. Fiecare duhovnic își face propriile socoteli cu credincioșii lui, eu nu o să ai să judec pe mine, vorbesc de practici. Am vorbit în Arizona la mănăstire, la Părintele Frank și am întrebat și eu un duhovnic de aici, am zis, cum e la ruși, din câte știu eu, la Părintele James, unde eu mă spovedesc, regula e foarte clară, te-ai spovedit, în aceea zi te împărtășești. Dar la România există această înțelegere ca în trei zile, în cazul în care vine să se îmbătă seara la spovedanie, sau dacă vine seara la spovedanie, să te poți împărtăși duminică. Și asta zicea Părintele Cleopa, sau chiar și de joia, în funcție de viața omului, dar care vine prin care vom întâmplă așa. Dar mai mult decât atât, n-aș îndrăzni. Și lucrul care se întâmplă în ce mi-a spus în Arizona, când a fost, mie mi s-a spus că să ținem tradiția care am ținut în România. De aceea, aici, în parohie, nu ca să îngreunesc viața nimănui, și nici pe a mea, nu există spovedanie, împărtășanie fără spovedanie. Trebuie să fie spovedanie ultimele trei zile. Așadar, iubiți frați, preotul pomină pe capul Domnului, pe capul penitentului, la sfârșit și zice, Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, te iert pe tine, fiule sau fică, și eu, nevrei, preotul Domnului, te iert, te dezlăg de toate pe capul tău. Acum vine întrebarea, ce înseamnă spovedania generală și de câte ori trebuie să o facem? Sfântul Nicodim Aghioritul spune că odată pe an ar fi bine să facem o spovedanie generală.
Răspovedarea generală ne ajută să ne reamintim păcatele făcute și să ne dăm seama cât de mult am supărat Dumnezeu în toată viața noastră. Și să ne înscriem, să ne așezăm jos și să ne facem o listă care să nu pierdem, ci de la an la an să o păstrăm și să ne adăugăm la lista respectivă, ca să facem un manuscris cele din urmă, caiet întreg, carte de păcate pe alea din urmă. De aceea, spun Sfinții Părinți că, da, e adevărat, păcatele sunt spovedite, sunt iertate. Însă, e bine ca noi înșine să ne amintim și să ne smerim. Mai este un aspect al repetării păcatului. Un păcat făcut la 15 ani, spovedit la 15 ani, îl spovedești cu alt fel de minte, cu alt fel de inimă. Și același păcat spovedit la 70 de ani, îl spovedești cu alt, cu o totală detașare de păcat. Nu te mai simți. Nu mai simți vulceața păcatului, tot ce rămâne numai părerea de rău, că ai fost atât de nechipzuit și de neatent să faci păcatul acesta. Spovedania deasă. Biserica o încurajează foarte mult. Puțin minte pe mine, lucrurile zicea că aici, la mine, la mănăstire, zicea în fiecare vine, toată lumea se spovedește. Și zicea, chiar se întâmplă chiar de două, trei ori pe săptămână. Sunt unii care zic, Părinte, nu mi-a făcut care Părinte, am avut gânduri. Părinte, azi noapte am avut ispită în vis. Părinte. Și de aceea avem spovedania. Aș îndrăzni să spun că este singura taină despre care putem să o abuzăm cât putem veni. Că bineînțeles trebuie să luăm în considerare și programul duhovnicului, și viața duhovnicului, și timpul duhovnicului, și programul care se pune la dispoziție. Eu aici am încercat să creăm o situație în care să nu se simte nimeni trecut cu vederea, pentru că am învățat uneori, mai ales în timpul postului, cu duminica dimineața, când eu spovedesc în timpul acatistului care facem, sunt mai multe persoane care vin și se întâmplă că întârziem începerea întâlnirii. De aceea mă ajung la concluzia că ar fi foarte bine dacă lumea s-ar anunța cu text message și i-aș programa. Tu vii la 9, tu vii la 8:30, tu vii la... ca să încercăm să avem cât de cât un program, sau chiar sâmbătă seara, că sâmbătă seara nu suntem așa presați de timp ca și cum sunt în duminică dimineața. Sunt oameni care se așteaptă la ora 10 să începem Sfânta Liturghie și dacă începem la 10 și un sfert, 10 și 20, deja e prea mult. Și eu știu că sunt persoane care zic, Părinte, am venit să mă spovedesc, dar e bine să-mi dai un text, cel puțin un text message, dacă nu e sau un telefon. Sau să te anunț o săptămână înainte, Părinte, săptămâna viitoare vreau să mă spovedesc, o să postez, binecuvântați. Și asta este foarte important și despre binecuvântare de la duhovnicul să vorbim, care ține și atât de parte spovedanie. Toată viața noastră duhovnicească, toată rânduiala noastră, trebuie să fie cu binecuvântarea preotului duhovnic. Toată viața, tot ce avem, pentru că prin binecuvântarea duhovnicului, dacă vreți, primim aprobarea și ajutorul Dumnezeu însuși. Mare Sfinți Părinții, nimic să nu faci fără binecuvântare de la duhovnic. Dacă faci ceva fără binecuvântare de la duhovnic, ești în neorânduială. Și ca să înțelegi mai bine, poate ca și acum când un soț și soție la un moment dat trăiesc în casă, poate le fac împreună. Și era o reclamă la televizor, am pus mai de zile, chiar nu am zis că cea reclamă aceva boxele. Soția pleacă în excursie și se întoarce înapoi acasă și soțul între timp îi vopsește bucătăria toată. Și soția era complet nefericită. Că i-a făcut o asemenea surpriză, a ales o culoare care nu îi plăcea, am îmbunătățit, fără acord și părerea ei. Și asta arăta o separare care acolo dintre ei. De aceea, nu e vorba de asta, cât e vorba de protecția și de ajutorul Dumnezeu. Un om care face fără binecuvântul Dumnezeu, nu mă refer la lucruri mici, la lucruri mari, când mergem în călătorie, când ne mutăm, când ne căsătorim, bineînțeles, când începem într-un loc de muncă, să ne alegem cariera, e bine să ne consultăm cu duhovnicul. Toate lucrurile care, practic, reprezintă o schimbare în viață, o schimbare care e de cât marcantă, e bine să luăm cu duhovnicul sau mai mult programul de rugăciune care îl face în ziua. Sau mai mult anumiți prieteni pe care îi avem. În luăm binecuvântare, deja haul Dumnezeu cu noi, pentru că noi am rămas și căutăm mila și ajutorul Dumnezeu. Asta e cel mai important să facem. Așa că binecuvântarea duhovnică e foarte importantă și eu o dau cu toată dragostea. Nu e vorba de aprobare acolo. Nu e vorba de aprobare. Știți, pe mine personal,
Eu încerc să-i ajut pe oameni, pe fiecare, dar nu există nicio măsură în care să zicem abia aștept să aflu ce se întâmplă sau să văd ce s-a întâmplat sau cum se întâmplă. Fiecare are drumurile lui. Eu mă bucur să aud spovedania fiecăruia și mă bucur să aud mai mult bucurii de lui. Ce mă tristează mult e când văd că oamenii se despart de biserică. Pentru că mi-e teamă că nu se mai întâmplă. Mi-e teamă că nu știu ce se mai întâmplă cu ei. E adevărat, îi sunt pe unii, dar la un moment dat pe unii nici nu știu dacă să-i sunt sau nu. Pentru că, în mod real, biserica știe unde este, știe poate să vină și așa. Câteodată îi sunt, dar câteodată nu știu ce să fac nici. Sau așa pe gânduri și mă rog la Dumnezeu să le dea Dumnezeu câteva înțelepciune cu putere să vină la biserică. Pentru că nu vreau să vină pentru mine sau să vină pentru o relație personală de prietenie pe care noi putem crea. E mai mult decât atât. Duhovnicia este, duhovnicul e aproape invizibil în relația pe care încerci să o arăt cu Dumnezeu. Propriul Isaia zice, întoarceți-vă către mine și mă voi întoarce către voi, fii oameni. De vor fi păcatele voastre ca mofurăciunea, ca zăpada vă voi albi și de vor fi ca roșala, ca luna le voi face albe și nu vă mai poveni cele de tine ale voastre. Când ne spovedim, trebuie să ne uităm la Hristos. Cât de mult ne iubește Hristos pe noi. Sfântul Ioan Evanghelistul zice, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe un născut Fiul Său l-a trimis, în lume ca să ne crească în lumea Dumnezeu. Trebuie să ne ferim de acest gând că Hristos, este oarecum aspru. Doamne milostiv, el abia așteaptă să ne spele rănile. Gândiți-vă ce a făcut la cina acea de taină. I-au forțat pe apostoli să-l lase să le spele picioare. Petru a zis, nu, dacă nu, mai parte de mine. Așadar, acest Hristos a venit pe pământ. N-a cerut absolut nimic de la mine. N-a cerut bani, n-a cerut taxe, n-a cerut slavă, n-a cerut atenție. Îmblat din locul loc, îi vindecat pe toți. Ne-a dat pildă nouă prin apostoli și prin biserică, cum să trăim, ce să facem. Și toate din dragoste, era răstrâng pe duce, se ruga pentru cei ce bată și prigonesc. Cu atât mai mult, să nu așteptăm că Hristos e incriminator. În niciun caz nu va incrimina. Diavolul nu va incrimina, dar Hristos, Hristos vrea să ne echipăcate. Deci aceasta, în mare majoritate, eu rar am auzit cazuri, dar am auzit unii firii lobnicești care au venit și mi-au spus, Părinte, ce mi s-a întâmplat odată, că nu mai mergi la duhovnicul respectiv. Dacă e un duhovnic care nu te tratează bine și foarte rar, foarte rar se întâmplă. Ca un duhovnic să fie, poate, într-o perioadă mai dificilă în viața lor, să treacă prin anumite ispite și greutăți și să nu aibă răbdare cu tine. Se poate și asta. Nu e moment potrivit. Dar, întotdeauna, cred că mergem la duhovnic ca Dumnezeu și prin aceeași dragoste și atenție ca Dumnezeu. De aceea e foarte important că mergem să mergem pe listă foarte clară cu păcatele pe care vrem să ne spăvedim, să luăm o puterile sau să ne reîntărim puterile pe care am făcut. Și cum să mergem la duhovnic? Ca la o mamă. Știți cum sunt mamă? Mamele n-au, și o vezi și către casa mea, mamele n-au stabilit o regulă câteodată de multe ori. Nu așa facem, dacă până la ora 10 nu-i gata cu tare lucru, a doua zi, nu. Și când încercăm să ne reamintim hotărârea și să punem în practică, lasă. Și zic Sfinții Părinți, ce ca o mamă care cât e uneori necinstită, dar să vă spun să așa, când de copiii ei, când se întâmplă la un dat copilul cade în apă și stă să se nece, oricât de supărat ar fi mama pe copil, sare în apă după el, cu riscul să moară și ea. Nici nu se gândește. Cum să nu sare copilul meu în apă? Da, dar te-o lovit înainte, te-o mințit, te-o... No, sare după el. Și Hristos le zice, oare dacă copiii voștri vă cer pâine, vă le dați pieptul, sau dacă vă cer pește, le dați șarpe? Nu. Cu atât mai mult Dumnezeu care e bun, voi care sunteți răi. Trebuie să-i cer Hristos, nu zic bun. Și noi nu cunoaștem bunătatea lui Dumnezeu, de aceea ne e frică unde nu trebuie să ne fie. Deci, povedeam, nu trebuie să ne fie. Sau ca și un alt exemplu care dă un alt Sfânt Părinte, ce n-ai văzut cloșca cu pui? Cât are? 20, 30, lângă ea, nu știu cum să-și întindă penele, să cuprindă pe toți, să-i încălzească pe toți, să le arate cum se mănânce la fiecare.
Dacă te apropii cumva de unul dintre pui, îi lasă pe toți ceilalți și sare în cap. Și ne-am învățat când eram mic că trebuie să ne fie frică de coșcă. Stai departe, că te atacă. Numai dacă te apropii de unul dintre pui și el începe și piuie cumva, imediat sare pe tine coșcă. Te pișcă. Așa că, așa e Dumnezeu cu noi. În cene ca să ne strigăm, Doamne, ajută-mă! Imediat se întâmplă. Chiar un lucru foarte interesant. Am urmărit câteva videoclipuri pe internet despre cei care cred că există OZN-uri. Părintele Globați, ia uite, și aici sunt. Uniți în dragi, că le ziceți aliens. Treaba voastră. Ei sunt dragi, de fapt. Ei se prezintă într-un fel în care să vă păcească pe voi. Și era un om care mărturisea prezența, făcea interviuri, el lua cu camera, începea să facă un documentar. Și a observat un lucru, care după aceea a făcut să treacă cu adevărat să devină următor al lui Hristos, n-a devenit ortodox, dar era un interviu online pe internet și zicea, oamenii în momentul în care ziceau, oh, Jesus Christ, oh, Jesus Christ, zicea că toate aparițiile OZN dispăreau. Exact. Când pomenirea lui Hristos, diavolul fuge. Pentru că vine har. Vine cloștă, care își apără cu el. Și atunci fuge uliul, se duce, nu mai poate. De aceea, iubiți credincioși, încă un lucru despre folosul desei spovedanii. Deci este un lucru care trebuie spus. În biserica primară, în primii 400, în primii 300 de ani, aproape 400 de ani, oamenii se spovedeau singuri. Pentru că mergeau la biserică în fiecare zi, se împărtășeau în fiecare zi. Și nu numai atât, spovedania le făceau public. Abia în secolul IV s-a făcut spovedania. De aceea Sfântul Apostol Iacov zice, spovediți-vă păcatele unul altuia. Veneau oamenii la biserică și ziceau, părinte, am mințit, am făcut cutare. Și făceau spovedania public. Acum e taină. De aceea durează mai mult. Dacă ne-am spovedit toți public și am început să spunem, m-am enervat, E adevărat că dacă nu avem dragoste și credință destulă să vedem perspectiva desăvârșirii noastre, ci vedem numai, mă las că-ți dau ce când ieșim din biserică. Da. Deci, astea sunt niște lucruri care trebuie să le cerem într-o perspectivă duhovnicească. Nu erau foarte mulți creștini, erau creștini cu mare atenție duhovnicească. De aceea aveau toate lucrurile împreună, se împărtășeau zilnic, se spovedeau zilnic. Era alt fel de creștinătate, aproape ca în mănăstire, în ziua de astăzi. Aceia trăiau într-o rânduială a vieții externe în care erau toate în comun. A cui este scaunul? Mănăstirea. A cui e lingua? Mănăstirea. A cui e haina de pe tine? Mănăstirea. A cui e pana? Mănăstirea. Nu mai era un simț al proprietății ca în ziua de astăzi, care le avem între noi. Dacă ne spovedim des, păcatul nu prinde rădăcină. Și niciodată nu are cum să devină păcat. Pentru că ne rușineam. Dacă ne spovedim des, ține minte, foarte ușor, ce am făcut în ultima săptămână. Dacă ne spovedim des, oricând murim, suntem pregătiți. Și mai mult, Harul lui Dumnezeu îl părăsește pe credincios când el iubește păcatul și trăiește păcatul. Dar dacă se spovedește din nou bine. De aceea e foarte important, imediat ce am făcut păcatul. Psalmul 50. Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Trebuie tot timpul să luptăm împotriva căderilor care le avem și imediat să ne dezlipim cu inima de păcat. Zicem, îmi pare foarte rău că am înrădat, îmi pare foarte rău că am strigat, îmi pare foarte rău că n-am fost prezent sau că nu mi-am primit promisiunea. Alt folosați spovedanie. Învățăm să cunoaștem cum lucrează păcatul în inima noastră. Când astăzi spovedanie nu mai apare un cui în al păcatului în sufletul nostru. Tot timpul stăicăm cuibul. Sfinții Părinți, zice, dacă vine baza sau pe stâlpul și își face cuib pe hornul casei primăvara și îl strici în toamnă, el vine al doilea an din nou, al treilea an din nou și găsește pe stricat, dar nu lasă nimic din nou. Așa că diavolii nu vor mai veni cu același fel de ispite asupra noastră, dacă le recunoscăvedim și cu felul de lucrurile. Așa, câteva cuvinte despre duhovnic și apoi vor vorbi un pic în limba engleză, pentru că avem pe Barbara, care așteaptă, am zis că la 7.45 începe să vorbim 10.15 în engleză, să vorbesc un pic în engleză despre spovedanie, dar înainte de asta vreau să vorbesc despre duhovnicie și duhovnic
și relație cu duhovnicul. În primul rând, te rogi ca să-ți dea Dumnezeu să găsești duhovnic. Tu să rogi pe Dumnezeu să găsească duhovnic și părinții zic așa, să-ți alegi duhovnicul, bine, dacă deci nici în oraș ai multe opțiuni, dar dacă ești într-o parohie la țară, să nu, sau într-o parohie, nu bine să călătorești prea mult pentru un duhovnic, ci să primești cel pe care Dumnezeu ți l-a dat. Dar în cazul în care se întâmplă că nu ești cu inima apropiată de El și simți că nu te-ai putea spovedi Lui dintr-un motiv sau altul, trebuie să ai mare grijă să nu cazi într-o smerenie sau într-o oarecare mândrie sau în cazul oarecare mândrie sau oarecare situație în care nu poți să-L ierzi. Dar dacă, să zicem, ai un duhovnic permanent și, mă rog, așa, trebuie să te rogi la Dumnezeu să se descopere. Să-ți descopere Dumnezeu la care duhovnic să mergi. Și Dumnezeu nu descopere, nu arată unde să mergem, cui să ne spovedim. Și când ne apropiem de spovedanie, să prima oară când avem un duhovnic, trebuie să ne facem o spovedanie generală. Pentru ca să mărturisim toate păcatele făcute, ca duhovnicul să ne cunoască. Să știe ce viață spirituală avem, să știe care sunt slăbiciunile noastre. Schimbarea deasă a duhovnicului este considerată un păcat, să nu numesc părți de rai, oameni care spovedesc jumătate de păcat la un duhovnic, jumătate la altul. Sunt oameni care sunt 2-3 duhovnici în același timp, care iarăși este un lucru inacceptabil. Când pleci de la un duhovnic, trebuie să ții binecuvântare ca să pleci la un duhovnic. Nu trebuie neapărat să dai o explicație. Eu personal consider așa, oamenii vin și pleacă. Găsesc că unii se înțeleg mai bine sau cu alții mai bine. Dar trebuie să avem foarte mare grijă. Dacă schimb duhovnici unii după alții într-un an de zile, s-ar putea ca, evident, până la urmă, problema nu e de la ei, ci de la tine. Tu ai niște așteptări sau te aștepți ca oarecum duhovnicul să facă munca pe care tu nu vrei să o faci. Sunt alții care merg la duhovnic și cer la duhovnic să le dea binecuvântare la păcat. Sau se luptă cu duhovnici care nu i-a lasă să le dea binecuvântare să facă păcatul. Duhovnici n-au voie să facă asta. Dar când apare anumite lucruri, părinte, dați-mi binecuvântare să mă duc la petrecere, dați-mi binecuvântare să beau, dați-mi binecuvântare să fac lucruri care se cuvin în post. Nu poți să dai astfel de binecuvântare. Și asta nu înseamnă că duhovnicul e aspru. Înseamnă că duhovnicul e corect. E aspru dacă nu te iartă. E aspru, să zicem, dacă îți cere mai mult decât poți face. Dacă zice, facem fiecare dimineață 100 de metane, 2 ore de rugăciune, seara iarăși 100 de metane, 2 ore de rugăciune, asta 3 ani de zile, pentru că te-ai apucat din nou de fumat. Aș considera că atunci e un pic cam aspru. Dar duhovnicii în ziua de azi, mai ales aici noi suntem noi, nu am găsit asemenea măsură și oricum duhovnicii încearcă să te ridici, încearcă să te ferească de păcat. Dar dacă spune să te rogi, să zicem, o oră, două ore pe zi, dar îți cere să te rogi Dumnezeu, nu îți cere să stai închis într-o cutie, nu e o pedeapsă, ci este mai mult o apropiere de Dumnezeu. Încerci să faci canon, nu? Iar în măsura în care îți dai seama că e prea mult pentru tine, nu abandonezi canonul și duhovnicul, mergi înapoi la duhovnic și spui, părinte, nu pot, e prea mult, nu fac față. Bine, hai să vedem. Și atunci duhovnicul cu siguranță va încerca o măsură potrivită și stăritare. Un om care sară prima oară în apă, n-are cum să noate 5 km. N-are cum să baneca. Deci cât poți să noți? Poți să noți 100 de metri. Poate că, dacă tot continui așa, în an de zile ajuns să noți 500 km. E vorba de rezistență și la rugăciune, și la post, și la stat în biserică. Toate lucrurile astea se acumulează în timp și trebuie să trecem din toate experiențele ridicării noastre duhovnicești. Aș vrea să vorbesc un pic despre ce citesc din Noul Testament, ca o lectură finală, spovedania Sfântului Apostol Petru. Și apoi să vorbesc un pic în limba engleză despre spovedanie. Să-mi dea Dumnezeu putere să-mi găsesc cuvintele să vorbesc în engleză. I hope Jamie is online. Așadar, Jamie, Barbara, yes. Știm bine că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Hristos. Deci, în ce timpul Sfântului Patru, când Hristos a fost arestat, el s-a lepădat și de 3 ori a zis, nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine este, nu-l cunosc. Și-a cântat cocoșul și și-a dat seama ce a spus Hristos înainte, cu seara înainte, când era grădina decima, de 3 ori te vei da pe dat de mine, înainte de a cânta cocoșul. Și-a cântat cocoșul, Petru și-a dat seama, și-a făcut și-a cântat mare. Și apoi a participat la toate arătările Mântuitorului Iisus Hristos.
Și ultima arătare este prezentată în Evanghelia de pe Ioan, capitolul 21, în care Hristos se apropie de ei la Marea Tiberiadei și Simon Petru zice, mă duc să pescuiesc. Și i-au zis și ei, mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, iar noaptea aceea n-au prins nimic. Și văcându-se dimineața, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii n-au știut că este Iisus. Deci le-a zis Iisus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? I-au răspuns și noi. Iar el le-a zis, aruncați mreaja în partea dreapta corabiei și veți afla. Și-au aruncat-o, fiind nu mai puteau să treacă de mulțime pești. Și a zis Petru, ucenicul acela pe care îl vede Iisus, Domnul. Deci Simon Petru a zis că este Domnul și a încins haina, că ce era dezbrăcat și s-a aruncat în apă. Și ceilalți ucenici au venit cu corabia, deci nu erau departe de țărm, la 200 de corți, trăgând mreaja pe pești. Deci, când au ieșit la țărm, au văzut, iar pus pe jos, pește deasupra și pâine. Și le-a zis, aduceți din peștele de pe la scâns acum. Simon Petru s-a sunat corabie și a tras mai mult la țărm, pâine, de peșmar 153, deși erau câția, nu s-a rupt mreaja. Iisus le-a zis, veniți de prânziți. Și niciunul dintre ei nu îndrăznea să-l întrebe cine ești tu, știind că este Domnul. Deci a venit Iisus, a luat pâinea și a dorit, de asemenea, și peștele. Aceasta este acum a treia oară când Iisus a dat ucenicilor săi după ce s-a sculat din morți. Și acum începe spovedania. Și foarte importantă, ce vrea Hristos de la Petru. Deci după ce au prânzit, a zis Iisus lui Simon Petru, Simone, fiul lui Ioana, mă iubești mai mult decât aceștia? Vedeți aici este durerea. De fapt, trebuie spus un lucru, că noaptea aceea în care Iisus Hristos a fost răstignit și a fost noaptea în care a fost tolmuit și a fost chinuit și au fost doi dintre ucenici care l-au urmat. Ioan, care era și dintr-o familie renumită în Ierusalim și el era încă tinerel, dar avea acces să intre și l-a introdus pe Petru, practic, în curtea palosită cu pietre. Și așa a ajuns Petru să vadă ce se întâmplă Hristos. De Petru avea așa o mare dragoste să vadă ce se întâmplă cu Hristos. Ceilalți a fost frică. Deci Petru iubea pe Hristos. Nu s-a lepădat, nu pentru că iubea, ci s-a lepădat ca să scape de ceilalți oameni. Deși dacă ar fi mărturisit, ar fi fost mai corect și mai bine. De aceea, e un păcat pe care Petru l-a făcut. Și lepădarea de Hristos este cel mai mare păcat care putem face. Simone, fiul lui Ioan, mă iubești mai mult decât aceștia? El a răspuns, da, Doamne, tu știi că te iubesc, zis-a lui Paștul, din cei mei. Iisus i-a zis iarăși, a doua oară, Simone, fiul lui Ioan, mă iubești tu? El i-a zis, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și a zis, păstorește lui Ioan. Iisus a zis, a treia oară, Simone, fiul lui Ioan, mă iubești? Petru s-a încristat, că a treia oară, mă iubești? Și a zis, Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paștul, Ioan. Trei lepădări, de trei ori l-a întrebat Hristos. Vezi, Hristos ia în considerare absolut fiecare păcat. Adevărat, adevărat zic ție, când erai mai tânăr, te întingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, te întinde mâinile și altcineva în cine te va duce unde nu ți este voia. Iar aceasta i-a zis-o, îndemnând cu ce fel de moarte vei prea slăbit pe Dumnezeu. Și spun aceasta, i-a zis, urmează mâine. Vezi, Hristos i-a dat din nou misiunea de apostol, din care căzuse. În momentul în care facem păcatul, ne lepădăm de Hristos, ne pierdem harul pe care îl avem, ne pierdem legătura lui Hristos. Ca fiul risipitor, eu zic că fiul risipitor, că am fost fane cu fiul risipitor, le vedeți acolo când vine la tatăl său, zice, tata, am greșit la cer și înainte ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. În această extensie am putea zice că în momentul în care facem păcatul, noi nu mai suntem vrednici să ne numim Paștul. Și nu pot. Nu mai suntem vredni să ne numim fiul lui Dumnezeu în momentul în care facem păcatul cu repetiție și cu nepăsare. E una când facem de neputință, alta când o facem din dorință. Dumnezeu și mai ca Domnul să ne ajute, să vorbesc un pic în engleză. Jamie, I hope you're online. Și apoi o să spun rugăciune la final, pentru că cei care vreți să rămâne, să rămâne, cei care nu, cum doriți. So Barbara, in the next 15 minutes, I'd like to talk about confession. Will that help us? May God be with us. So God, our Lord Jesus Christ, having, let me put my papers in order, 4, 5, 3, 2, 1, okay. So Holy Confession is our fourth mysteries that we have in our church.
First, it's the whole mystery of baptism. Second, the mystery of nurturing. The third, the whole mystery of Holy Communion. And the fourth, the mystery of confession. And confession is called the second baptism. Is also called the forgiveness that we have from God, or confession, that we confess our sins to the Lord. During the Holy Confession, when we come to our Father Confessor, it is good to start the confession saying, "Bless me, Father, to confess, and God bless you," like the priest. And then we start a confession, something like that, saying, "O Lord Jesus Christ, I confess to you and to you, my Father Confessor, that since my last confession, or since my baptism, I find myself guilty of the following sins." And then you say your confessions. It's good to put attention in confession halfway to attention from your heart and from your mind, halfway to confess sins in three categories. One, sins in front of God, sins towards God. I mean, if you somehow have disrespect Him, His word, His promises. And the second, towards the people, if you offended somebody with something, giving you a promise with something. And third, towards yourself, if you neglect yourself, or if you dislike yourself too much, or if you like yourself too much, or if you give too much attention to the pleasures of your body, or if you became proud of some things, or if you give too much attention to any kind of feelings that you like the people to give you. So if you want people to love you and they don't, what you can do to get them to get their attention. So all these kind of sins we have to confess and bring them in confession. So it is necessary to confess. Absolutely everybody has confession. Absolutely everybody is doing sins. All the priests, all the deacons, everybody in the church and outside the church, in the altar, outside the altar, needs to confess. Without confession, there is no salvation, because without confession, there is no forgiveness of sins. Our Lord Jesus Christ, during his time on earth, he has given this power to forgive sins to his disciples, saying, "Take the Holy Spirit. Whoever you're going to forgive the sins will be forgiven. Whoever you're going to retain the sins will be retained." And this is a great power that has been given to us. The power to forgive sins to one another. I'm going to my Father Confessor, who's a priest, and I confess my sins. And he put his hand over my head, and he gives me the dispensation. But it's a few important things that we have to keep in our mind. As I said, half of the attention you have to keep towards confessing the sins, and half of the attention you have to keep it towards Christ. Priest is just the witness. We confess our sins towards Christ. Christ is invisibly present and is receiving our confession. And that's why it's important to focus our attention to Christ too. Otherwise, it's a great danger to transform confession in a clinical process, in a process that you just have something to say, like you send an email, and you have no feelings. And as I said in Romanian, if we behave like that among people, and we expect, like in a marriage, in a family, towards family members, you behave in a way without feelings, that relationship is heavily damaged, and the trust and the love is gone. So it's very important to make sure that we give the attention needed to each and every member of the family. And when you present yourself in front of somebody who you love, we know we do that, you don't present yourself demanding things. You present yourself expecting things from you. You're ready to give up things from yourself. Let's say you have
wonderful day with the people who you love. And those people who you love, they're expecting, you say, okay, you know what, why don't we do this today? Let's go there, let's have this fun. If you love them, you're going to say, of course, let's do it. Because your disposition in this relationship, it's a disposition of love. You have time and you have space in your life for the people who you love. And that's why we come to confession, we come with this approach. Christ, whatever you want, please forgive me. I'm sorry that I dropped out of our communion. I lost my communion with you when I did choose by mistake, by disobedience, or just I forgot that it's Lent and I eat. And I'm really sorry that I disobeyed you. So we have to have a very important feeling. If we have a heartbroken feeling when we come to confession. And then the Father Confessor has the right to give you some, it's called canon, some rules of life. Let's say, every morning, every evening, you read the prayers from this prayer book. Every day, you're going to do prostration. You're going to come to church every Sunday. There's no blessing in a life for somebody who choose not to come to church. Life in the church is nothing else that is if you don't have a spiritual life during the week, if you never think to Christ, if you never pray to Christ, then coming to church doesn't make no sense. But if you all day and all night live in the presence of Christ, and you pray to Him and you ask His blessing, His guidance, and coming to church for communion Sunday, it's really important because now is the time when we celebrate His resurrection. Now is the time when we ask His guidance, His blessings, His forgiveness. And if we have time for confession and communion, this is a really important time for us. Because we are coming to Christ. But if during the week we have absolutely no thought whatsoever, we live like pagans, we live like unbelievers, we live by different kind of standards, and Sunday we try to be Christians, there is no blessing in that. There is no blessing. So then the priestess said, okay, you'll be forgiven, but please, until next week, or until next time, try to live by these standards. Keep the Lent, read the prayers, come to church, read this book, or read the New Testament. So if you say, no, I won't do it, the priest has the right to say, well, I can't give you communion if you are not willing to work in a spiritual life. So, then the priest is touching our hand and he gives us the prayer of dispensation, as we say. Now, another thing that is very important, condition of confessions, it's you have to be present in front of the priest as we do it. This confession has to be complete. We don't confess others, we confess ourselves, and we confess the full part of the sin. There are not important details. There are not important details. I mean, the whole story of the sin. But you have to say, I was the one who came with the idea to go and do graffiti on the wall. I was the idea. I came with the idea. I bought the spray paints. And I encourage everybody. I was the one who was vandalizing property. I was the one who's guilty. Of course, and moreover, I encourage others to follow me. So you have to tell the whole part, your guilt. Not other people's guilt. They will confess themselves. And you have to come by free will. Nobody and the priest has absolutely no obligation to start asking what kind of questions. He has no chance to find out what will happen with you. It's impossible. You gotta come humbly. You gotta come in humbly, in a broken heart. You gotta come confessing that you are sorry that you didn't keep up the standards. Of course, there is a little bit of shame here, but the shame that we encounter, especially if you know the priest, sometimes is no shame. It's you know him, he knows you. It's basically sometimes, most of the time, is the same sins what we do. Once in a while, something new is happening, but I never tried to put anybody in an embarrassment situation. I'm so happy that people are just confessing the sins. And I'm constantly encouraging
people to come, and especially men are usually have a hard time coming and saying the things what all the men are doing, which, you know, it's a family thing, and, you know, and it's no surprise. It's no surprise. So we have to be on honest sides. If we're not honest, confession is not valid. You know, God knows, and He said, no, you're just not serious here. So, and we have to be, we have to make a decision, doing confession. And this is one of the things that it's very important when we make decisions. Do not make decisions more than you can keep. Don't make promises to God, because that you can sin. But you can make a decision like, this is the rule of Christian life that I like to live. This is the standards of morality that I will try to keep. I will try to live in these standards. I will try to keep these standards. So, of course, some people are, it's very easy for some people to keep the Lent. And I'm saying keep the Lent, it's not eating or drinking anything all day. For some people it's easy to say, okay, I'm going to stay until dusk, until the end of the day, until tomorrow, all day, 24 hours, I won't eat anything. For some people it's easy. And by the way, it's really healthy. It's really, really healthy for the body. I watched a documentary saying that the old cells are dying, and it's very important for the body once in a while not to eat. The fact that we're eating every 3 hours something in a full meal, it's really unhealthy. So the Lent for the church has not to eat, and if it's possible not to drink for hours, will give to our body a time to rest. You know, it's just a renewal process in some people's understanding. And that's why, but there are people who can do it, there are people who cannot do it. There are people who in 3 hours of fasting, they are done, they can, they're starving at the point they cannot function anymore. So that's why you have to be honest when you receive a blessing from Father Confessor, say, keep the fast this way, and this way you have to be honest and say, I won't be able to keep this, this is too much for me. Please give me the blessing to take a lower level, or lower standards, or lower rule of life. But we all have to have a canon, we call it. A canon is a measurement, it's a standard, so we do. We come to church every Sunday. We do the prayers every morning and evening. We try to keep the Ten Commandments. We try to stay in a spiritual cleanness. And we don't try to see or hear things that only please God. I know this is very hard, but we have to try to stay in the standards. Because once we drop the standards, we are falling. And we are falling so hard that we might never get up again. So, that's why it's good. Once in a while, said the Holy Fathers of the Church, the same Nicodemus Agiori, he said, it's good once a year to make a general confession. Like you have a booklet, or either a book, either you put in a cell phone and you put your sins, especially the sins that you see that you keep doing that. And probably you need to look into that and try to find some approach that the Holy Fathers are doing in order to skip those weak points or weak windows which are keep getting us to fall into those things. How often we do a confession? As often as we can. There is no limit in saying there are the Christians in the first 300 years of the church, they are doing every day. They have confession every day, they have communion every day, but the confession is public. This is one thing to say the idea that confession needs to be private. It came only in the 4th century when it started to come to the church, people who are not so much determined to give up on their sins and their lifestyle, which is not pleasing God. And of course, there are many scandals in the church, especially people who are falling into adultery. And then you find this kind of mess. And then the priests are saying, okay, no, now we're going to be a little bit private because we don't want to have scandals. I mean, people are doing bad things and they come publicly in front of the church, they come see it and turn to God and say, oh Lord, Jesus Christ, and that's confession. You know, when I was delivering the mail, when I was fixing something, I do the following sins. Oh. So that's why we do it privately. But publicly, it's not out of the list. If somebody would like to make confession publicly, that's okay. We can do it publicly.
that I never have a public confession in my life, but I heard stories that some priests are some Christians, they've been that level of humbleness that they turn back to everybody and say, please forgive me, brothers, I am this way. I make mistakes in front of God, I make mistakes in front of you, I make mistakes in front of I don't take care of myself, I'm proud, I love myself too much. And it's a wonderful moment. It is such a wonderful moment. And it's a teachable moment. But we are not restarting that process, because not everybody is available to do that, and then people will start having this kind of all kind of thoughts. So when we confess to Christ, we have to confess to a God who is loving us so much that He is dying for us. He's crazy about us. So we don't have to be afraid that He's gonna not willing to forgive us. It's important to keep us in our mind. So, yes, it is important to have confession as often as possible. And as I said, we should have a list of prayers. We can keep it in our cell phone, have some kind of notebook or some place with passport, just for us to be accessible, so we can make a list for the sins that we usually do. You know, or if you go through some kind of hard moment and you have a very, very hard night or hard times, it is good to ask, to go down and when you come to confession. Because this is one thing that is important. Once you to confess a weakness that you have, for example, oh, morning, I'm so lazy, it's so hard for me to get up and start the prayer, I fight with myself, confessing that. Father, bless me, so in the morning I will be more have more power within myself and from God to be able to do my morning prayers in time without any skipping. So asking a blessing is very important. In our spiritual life, we have to come to Father Confessor and we put our hands and we bow a little bit and say, Father, bless. And Father's blessing over my head and the cross. And then it is a tradition which I don't feel comfortable, because people are supposed to kiss the priest's hand. But this is something very common in the church, and the priest, I like to put it like that in my case, you know, I don't feel comfortable giving people my hand to kiss. But it's not for me to give it. And why to kiss this hand? There is two reasons. One, there is a spiritual one. And the spiritual one is that God, through that hand, is transforming bread and wine in body and blood, water and holy water. It's making many, many, many miracles. That it's really important for our salvation. So through the priest, God is making miracles. And that's why we thank God and we honor the spiritual servant of God. But also, there is another form. There is a form of respect. It's lost. A long time ago, in all the cultures, Christian cultures, and not only, you respect the elders by kissing their hands. You respect your parents by kissing their hands. And there was a form of respect and love. So these both came together for a priest. And I don't feel myself comfortable by showing somebody my hand to the priest, and I don't want to do that. But that's the proper way of asking a blessing from the Father Confessor. And actually, I don't let people to kiss hand in my church. But I want to let you know that sometimes when we go to different churches, yes, we like to keep the custom. I kiss everybody's priest's hand, just to mention that, just because I need everybody's priest's blessing. So it's a form of humbleness. Well, it is important to ask Father Confessor blessing for major things that we do not have. For example, you start looking to buy a house. Father bless, may God help us to find a new rent or to find a new house. It's important to ask for God to help you if you start a new project. Father, I'm starting a new project, I'm starting a new job, I'm starting a new something new. And I need God's help and guidance. And you start that new event and the personal life,
counting on God, not relying on yourself and your experience, I will figure out or something like that, but counting on Him. And that's very important to keep in our mind. Our whole life is supposed to rely on Him. If we don't rely on Him, or if we see that we have this attitude, oh, I can do it, I don't need help, we're going to just have so much hard time. But if you say, well, whatever God will guide me, and you make the Holy Cross and say, God, guide me, God, help me, then things are working. Just like confession at the end, it's just, it's good. I say before any sermon that I'm doing, and even today, I just turn it to the action of Jesus Christ and say, well, Father, help me, guide me, and give me thoughts. Give me what you need me to give me, so I could save for your glory and for the salvation of your people. So may God help us. If you have any questions, or if somebody has any questions, I'm always more than happy to do it. But the mystery's confession, it's a power given to us by God Himself to reset and forgive and release all the sins in our lives, and to start fresh before we have Holy Communion with Him, with a pure heart, with a pure body, with absolutely no sins. And that's an absolutely amazing experience. And we can start again from zero all the time. But another thing just to mention, if we don't confess the sins, they will stay unconfessed. And when we die, the demons we're gonna try to hold on us on those sins. So thank you very much for observing and listening. I see there are no questions, so I think we're gonna stop right here. We'll say a prayer. I'm gonna talk and we shall hear each other's thinking differently. To me, it's quite a grassy thing to the people of the God and the Lord. The Apollo is the first time in the last of the month and the day of the month. The Apollo is the first time in the last of the month and the day of the month. The Apollo is the first time in the last of the month and the day of the month. The Apollo is the first time in the last of the month and the day of the month. Thank you for listening. May God bless you all. Thank you. Have a nice and blessed evening. Tomorrow evening, we'll see each other at God's Grace at 6 o'clock for Holy Vespers. Thank you. Bye.